Iată-ne aici din voia lui Dumnezeu în această zi binecuvântată pentru cei doi miri, Ciprian și Roxana, pentru nașilor, pentru părinți și pentru toți prietenii voștri și cei care vă sunt alături la acest moment de bucurie. Este o taină sfântă și aceasta am făcut noi astăzi. Ne-am rugat ca Dumnezeu să-și reverse darurile sale și darul Sfântului Duh peste voi, peste familia voastră care e a ființă astăzi. Și ați auzit și ați jurat la sfârșitul tainei cununiei că veți păstra această legătură dreaptă, cinstită, neîntreruptă până la mormânt și că nu vă veți abate datoriile voastre nici unul, nici altul. Așa să rămână permanent taina aceasta, un moment al bucuriei, să rămână o bucurie veșnică în viața voastră și în familia voastră și permanent să rămână în Hristos și în biserică, în inimile voastre, în sufletele voastre, oriunde ați fi și orice ați face.